A început sportul de performanță când era copil, iar la 15 ani deja devenea campioană europeană. În 1999 a fost declarată de Federația Internațională de Atletism cea mai bună atletă a anului, iar de Asociația Internațională a Presei Sportive cea mai bună sportivă a anului. În 2000, la Sydney, a devenit campioană olimpică la proba de 5.000 de metri. Sub imaginea delicată, blondă, cu ochi albaștri, se ascund o voință și o ambiție care au propulsat-o spre marea performanță. Vorbim cu și despre multipla campioană olimpică, mondială, europeană, Gabriela Szabo. Bună ziua și bine v-am găsit! Gabi, de la primul titlu important obținut în 1991 și până la retragerea oficială, s-au scurs 15 ani. Anii de antrenamente, de competiții, de succese, de medalii și trofee câștigate, dar și ani în care ai adunat foarte multe amintiri. Ceea ce îți propun este să ne întoarcem în timp și să răsfoim puțin albumul tău cu amintiri, să ne uităm împreună la niște fotografii și să ne împărtășești ce sentimente, ce gânduri te leagă de momentele pe care le vedem în imagini. Să știți că nu sunt o persoană nostalgică. Din această perspectivă, trebuie să recunosc că foarte rar mă uit la albumul cu fotografii, foarte rar mă uit la cursele mele, foarte rar încerc să mă gândesc ce minunată a fost copilăria mea și câte lucruri minunate am făcut până la vârsta de 40 de ani, pentru că peste câteva zile o să împlinesc 40 de ani, o să schimb prefixul. Așa că sper să nu plâng. Sper să îmi readuc aminte fiecare moment frumos din perioada respectivă și da, îmi place să transmit mai departe lucrurile frumoase care mi-au încununat cariera și m-a făcut omul care sunt astăzi. Înainte de a-ți arăta primele fotografii, te rog să ne spui cât de dificil sau cât de lung a fost drumul de la primii tăi pași în sportul, în atletismul de performanță, până la câștigarea primului titlu important, titlul de campioană europeană. Să știți că nimic n-a fost dificil. E tot ceea ce am făcut fie în perioada copilăriei și până când am fost descoperită pentru sport, eu toate lucrurile le-am făcut cu foarte mare ușurință și cu bucurie. Am fost selecționată pentru sport în 88. Prima mea zi la stadion a fost un lucru extrem de interesant. Abia după o săptămână am descoperit cât de minunat este atletismul, pentru că l-am descoperit ca pe o joacă. Să nu vă imaginați că am ajuns pentru prima oară la stadion și am început să alerg kilometri și a doua zi, nu știu, alți kilometri. Nu. Sportul și atletismul l-am descoperit ca pe o joacă și orice lucru pe care l-am făcut până când m-am retras din activitatea sportivă, mai precis în 2004, le-am făcut cu foarte, foarte mare drag. Așa că n-a fost niciun sacrificiu pentru mine. Și am avut o vorbă și am o vorbă pe care o transmit de fiecare dată, că suma sacrificiilor trebuie să fie mai mare decât suma regretelor. Adică pentru orice lucru în parte trebuie să faci un sacrificiu ca să nu ai regretul mai târziu, că nici măcar nu l-ai încercat. Pentru că după aceea devenim niște oameni extrem de supărați și de frustrați. Așa că eu am făcut lucrurile cu o foarte mare bucurie. De asta și a apărut rezultatul atât de devreme. Gândiți-vă că am fost un om sau un copil. Am început sportul la 13 ani, în 88, deci sunt produsul anilor 88, ca imediat, după câțiva ani, deja să devin cea mai tânără campioană europeană, în 1991, la Salonic, îmi aduc perfect aminte de cursă, nu o să uit niciodată când domnul Țopescu, după cursă, a venit la mine și a zis, da, ești o tânără extrem de talentată, dar să ai grijă de tine și de modul cum te vei dezvolta de acum încolo. Așa că am ținut minte acele cuvinte. Știți cum e, talentul sare de multe ori în evidență, nu poți să-l ții pe loc și astăzi sunt cea mai tânără campioană mondială de sală la nivel de seniori. În 95
Aveam 19 ani și puțin și am devenit campioană mondială de sală. De fapt, și o surpriză pentru delegația României de la Barcelona, pentru că nimeni nu s-a așteptat ca eu să devin la o vârstă atât de fragedă campioană mondială de seniori. Așa că toate lucrurile pentru mine au fost, sau le-am făcut cu o foarte mare ușurință și cu dragoste, poate că mă repet, dar... Na. Mă bucur astăzi de toate rezultatele. Primele fotografii sunt legate de Olimpiada de la Atlanta, din 96. Aici ești tu, pe aeroport, da. la întoarcerea lotului. Așa este. Da, ne întorceam de la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din Statele Unite, în 1996. De asemenea, eram extrem de tânără. Nu aveam o experiență foarte mare de olimpiadă. Am ajuns la Jocurile Olimpice ca și favorita numărul 1 a probei de 5.000 de metri. Din păcate, nu m-am calificat în finală. A fost o tragedie pentru mine la momentul respectiv. A trebuit să revin în sat olimpic, să mă reculeg și să pot să abordez cursa de 1500 de metri dintr-un alt punct și dintr-o altă stare. Așa am devenit vicecampioană olimpică la 1500 de metri, o probă pe care, vă spun cu mare sinceritate, nu o cunoșteam foarte bine, pentru că eu nu eram pregătită psihic pentru proba de 1500 de metri și a trebuit să o descoper în timpul competiției. Așa că a fost o foarte mare surpriză, inclusiv pentru delegația României. Și ceea ce vreau să scot în evidență a fost faptul că imediat după ce am terminat cursa, am început să plâng. Dar nu de bucurie, poate că și de bucurie, dar de scătușarea nervoasă și stresul pe care l-am adunat. Nu este simplu, asta vreau să spun, că nu este simplu să participi pentru prima oară la o ediție de Jocuri Olimpice, pentru că lucrurile sunt atât de interesante. Să ajungi într-un sat olimpic cu 10.000 de sportivi din întreaga lume, care toți își doresc de altfel să câștige medalia olimpică sau să fie pe podiumul olimpic, și tensiunea și presiunea este extrem de mare. Și nu numai presiunea pe care o pune probabil antrenorul pe umerii tăi, ci și mediatic. Pentru că sunt mii de jurnaliști din întreaga lume. Vii acolo cu un rezultat valoros. Mai vezi că e și pe buzele tuturor ca și favoritul numărul 1 sau 2 al probei. Așa că presiunea crește foarte tare și trebuie să ai un psihic și o voință de fier să nu cedezi și să rămâi concentrat pe ceea ce trebuie să faci. A doua ediție de Jocuri Olimpice am abordat-o puțin diferit. Tot după Atlanta, primirea la Palatul Cotroceni, este acolo și Jol, soțul tău. Da, este soțul meu, da, așa este, că de fiecare dată când ne întorceam acasă de la o competiție importantă, oficialitățile din România ne primeau cu mare fast. Să știți că sunt lucruri extrem de interesante și de emoționante în același timp, să vezi că personalitățile vieții publice din România sunt alături de tine și că îți apreciază rezultatul, valoarea, pentru că știți foarte bine, un domeniu care a performat atât la nivel de România cât și la nivel internațional este sportul. Dacă astăzi te duci peste tot în lume, nimeni nu știe mare lucru despre România. Dar imediat recunosc câteva nume. Nadia, Hagi, Năstase și alți sportivi care au alergat pe marile arene ale lumii. 4 ani mai târziu, 2000, Sydney. Avem mai multe fotografii. Dar să știți că eu pozele acestea nu le am, poate că mi le faceți cadou. Le-aș primi cu mare drag, să știți. Tu, în timpul cursei sau la final, nu-mi dau seama, cred că tu știi mai este bine. Este Sydney-ul. Da, Sydney. Este cursa de la Sydney, este finala de la 5.000 de metri. Când ai devenit campioană olimpică. Când am devenit campioană olimpică la Sydney. Vreau să vă spun că a fost extrem, extrem de...
De interesantă competiția. Am ajuns în Australia cu 10 zile înainte de finală. N-am rămas în Sydney, am mers în Brisbane, acolo unde mai multe loturi ne-am strâns. Inclusiv și Sonia O'Sullivan a stat cu mine acolo în cantonament vreo 2 săptămâni pentru acomodare, pentru că trebuia să ne facem acomodarea și de fus orar, dar și de drum, să intrăm în atmosferă și așa mai departe. Mă rog, și-a început așa o campanie mediatică în Irlanda, acum că deja am pus eu presiune psihică pe Sonia și că, în fine, cert este că a venit ora probei, am concurat, ea a fost în prima serie, am fost în a doua serie de calificări, am alergat puțin mai bine decât ea în calificări, toată lumea, gata, cea mai bună performanță, cu siguranță voi deveni campioană olimpică. Și le-am spus liniște, pentru că noi nu suntem ca în alte sporturi. Calificări e un lucru, finala e un alt ceva. Cert este că a venit ora finalei, am intrat în stadion, imaginați-vă un stadion cu 100.000 de spectatori, toți cu steagurile Irlandei și toată lumea a venit să o susțină pe Sonia O'Sullivan. Și atunci am zis, nu, eu voi deveni campionă olimpică. Dar așa mi-a segetat ceva prin minte și zic, nu, eu voi deveni campionă olimpică. Și am luptat până la final. Cu toată forța și cu toată energia mea și am devenit campioană olimpică. Într-un finish superb, nu o să lui niciodată. Am schimbat tactica în timpul cursei pentru că ea știa, cred că mi-a și citit și mi-a studiat tactica de competiție. Cert este că am schimbat-o. Nu s-a așteptat să încep un finish prelungit. Ea credea că o să fac finish-ul de 200 de metri, nu, a fost un finish de 600 de metri progresiv. Cert este că în ultimii 300 de metri am accelerat foarte tare și așa am putut să o pun în dificultate persoana și să devin campioană olimpică. O cursă destul de grea, dar vă spun, după ce am terminat cursa, mergeam spre casă și a trebuit să-mi pun gluga de la training în cap. Pentru că mă oprea toată lumea pe stradă, vrea să mă atingă, ziariștii fugeau în spatele meu, chiar s-au și împiedicat, au căzut, s-au ridicat, au venit după mine, m-am dus în sat olimpic, am întâlnit delegația de gimnastică cu Mariana Bitang, care, mă rog, am deschis o sticlă de șampanie, am băut o cupă de șampanie, m-am dus acasă ca a doua zi să încep calificările pentru 1500. Deci, aminte frumoase. Tot de acolo, aici ești, da, tot din prim cursă. Plan. Da, da, tot din, da, cursă, tot din de la, cursă. Da. Cursa. Iar asta de la... este o fotografie superbă în care ții drapelul în spate. Cursa de la 5.000 de metri. 5.000 de metri, da. Și asta este, da, după ce... Da, este cred finalul că... cursei. Este finalul cursei, extrem de se și vede de altfel oboseala pe față. Că a fost o cursă grea, de fapt am alergat record olimpic. Și astăzi este record olimpic, rezultatul pe care l-am realizat la Sydney. Spune-mi, te rog, care e primul tău gând când ești acolo sus pe podium? Trăirile unui sportiv sunt multiple. Sunt foarte greu de tradus așa în cuvinte. Noi suntem niște sportivi extrem de introvertiți, mai ales sporturile individuale. Nu știm să ne arătăm trăirile. Încercăm să lucrăm sau să luptăm cu trăirile noastre. Știți cum e? Eram recunoscută ca o sportivă care nu mi se citea nimic pe chip. Nici măcar un zâmbet. Asta nu înseamnă că nu eram fericită în interiorul meu. Numai că de mici am învățat că orice trăire poate să fie armă de atac pentru adversar. Așa că pe fața mea foarte rar se citea când sufeream, când mă doare un picior, când n-am dormit, că mă macină ceva. Adică am încercat să le gestionez eu în interiorul meu și să nu le arăt adversarilor mei, pentru că ei cu arma ta de multe ori luptă și te pot prinde pe picior greșit și să pierzi. Așa că sunt sentimente foarte frumoase, mai ales după finalul unei curse și când ți-ai îndeplinit și obiectivele de câștig. Dar să știți că noi ca și sportivi de mare performanță sau și cred că cu toți cu care veți vorbi de acum încolo,
O să vă spun același lucru, că erau lucruri normale pe care le făceam. Și nu le făceam cu greutate, le făceam cu foarte mare ușurință. De ce? Pentru că antrenamentele erau atât de complicate și atât de grele, încât competițiile pentru noi erau extrem de simple și ușoare, nu erau atât de grele. În antrenament cădeam, ne ridicam, reluam antrenamentul, sufeream, începeam să plângem, ne curgeau lacrimele pe obraj, ne mergeam mai departe. Pe când în competiție se spune că niciodată n-am alergat la valoarea mea, la cât de tare aș fi putut să alerg, îmi spuneau cercetătorii. Pentru că oricum erau cursele foarte grele, întotdeauna acolo unde eu alergam, se știa foarte clar că ori câștig, ori vin pe locul 2 sau 3. De ce? Pentru că îmi plăceau cursele întinse, grele, unde după câțiva kilometri deja se știa cine sunt favoriții și cine puteau să câștige. Pentru că în cursele tactice, oricine poate să câștige. Și mie nu-mi plăceau cursele tactice. La întoarcerea de la Sydney, pe aeroportul Otopeni... Da. Uitați-vă și pe Ivan Pațaichin în poză. Da, și aici, când m-am întors acasă de la Sydney, m-au așteptat toți fanii Rapidului în aeroport. A fost un moment extrem de frumos să vezi că fanii Rapidului, fiind și sportiva clubului Rapid, să vină în aeroport să te aștepte și să stea cu steagurile, să fluture și să strige. Sunt lucruri, uitați, vedeți, cu amintirile acestea rămâi după o carieră de sportiv. Și din nou, o primire. Da, a fost foarte interesant pentru că Emil Constantinescu, președintele României de la acel moment, a venit la Sydney special pentru Olimpiadă. A rămas la Sydney până când nu s-a terminat cursa de 5.000 de metri, el nu a plecat din Australia. A insistat foarte tare să rămână în Australia și să vadă cursa și finala cursei de 5.000 de metri. Știu că s-a ridicat în picioare, știu că a țipat foarte tare, îmi povestea și domnul Țiriac, pentru că domnul Țiriac era președintele Comitetului Olimpic la acel moment, și mi-a povestit trăirile domnului președinte din stadion. S-a ridicat în picioare, aplaudat, țipa, era fericit. Normal, normal, când un sportiv din țara ta câștigă o medalie importantă, cu toții ne bucurăm pentru el. Eu văd astăzi... O țară întreagă se bucură alături de tine. Eu văd astăzi, în postura pe care o am, cât de mult mă bucur pentru rezultatele sportivilor noștri și cât de mândră sunt de rezultat și de succesul lor. Mi-aduc aminte. Nu, am uitat. Este și domnul Muguri Sărescu, guvernatorul. La acel moment era primul ministru. Când ne-am întors acasă de la Sydney, el a fost cel care a înmânat cheia complexului sportiv Sydney 2000 de la Izvoran. Și am primit-o eu alături de domnul președinte Țiriac. Întoarcerea de la Edmonton. Da, și în spatele meu este Iolanda Balas. O personalitate a atletismului, un om pe care îl iubesc foarte mult și de la care am învățat foarte multe lucruri, să știți. Și dacă astăzi lucrez în sport, îi se datorează doamna Iolanda Balas. În 2004, când m-am retras din activitatea sportivă și am venit acasă, mă rog, am început să studiez la nivel de master și de doctorat, dar întâlnindu-mă cu doamna Iolanda întâmplător, mi-a spus: tu ce faci? Păi, abar n-am, nu știu ce voi face de acum încolo. Ok, tu vei lucra de mâine în Federația Română de Atletism. Deci ea a fost cea care și-a dorit foarte tare să vin și să lucrez alături de ea. Și aproape 8 ani de zile am stat lângă doamna Iolanda Balașote și am furat meserie, cum se spune, pentru că și în sport e la fel. Trebuie să știi să furi meserie și să adaptezi stilului tău sau al sportivului. Meseria se și învață furând, în ghilimele furând. Da. După retragerea din activitatea competițională, în 2006, anunțai
demararea campaniei Sport pentru Viață. E o fotografie de la conferința de presă în care anunțai. Da, asta. După ce m-am retras din activitatea sportivă în 2004, am considerat că trebuie să dau înapoi ceva societății, pentru că eu am primit foarte multe lucruri de la sport și atunci am considerat că notorietatea mea trebuie să o folosesc în atragerea de copii către sport. Stăteam de vorbă la stadion cu foarte mulți profesori și antrenori și tot îmi spuneau că nu mai vin copiii la stadion. Și am zis, este fals, este un lucru greșit. În societatea în care trăim noi astăzi, nu mai putem să așteptăm să vină copiii la stadion, ci noi trebuie să mergem în mijlocul lor și să le promovăm valorile noastre și cumva să-i aducem către noi. Așa am inițiat campania Sport pentru Viață, o campanie pe care am iubit-o și o iubesc foarte tare, unde foarte mulți copii au venit la atletism. Trebuie să vă spun că în acea perioadă 1000 de copii aduceam din întreaga țară, atât primăvara cât și în perioada de vară, la campionatele naționale de copii. Făceam campanii de promovare în parc, în școală, peste tot în România, unde încercam să conștientizez părintele, în primul rând, cât de important trebuie să fie sportul pentru copiilor. Și a fost un succes remarcabil. Din păcate, m-am oprit din acel proiect, pentru că efectiv fizic nu mai am timp. La Bistrița, în orașul tău natal, ai inițiat un cross care îți poartă numele, particip la tot felul de cross-uri pentru tineri și copii. Avem mai multe fotografii cu tine în mijlocul copiilor. Ah, dar aici este în 2007. Da. Da, 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 asta este o postă din 2007, da. Sport pentru viață, asta. Ah, sport pentru viață, da. Da, 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 da. Sunt diverse cross-uri sau competiții pentru tineri la care ai luat parte. Asta e împreună cu Principesa Margareta. Așa este, da. Crosul generațiilor, uh-huh, la crosul generațiilor, mi-aduc aminte, da? Aici e crosul tineretului, în București? Nu, da, este crosul tineretului din Parcul Tineretului din Capitale, tot așa din și aici campania Sport pentru Viață. Gabi, da? Sabo Run Fest, asta e mai recentă. Da, este o competiție. Ești mereu înconjurată de copii, cred că ai o relație specială și cu copiii, cu tineri în general. Mie îmi plac copiii foarte mult și sunt extrem de fericită când îi văd pe ei bucuroși. Sportul înseamnă joacă înainte de toate. Sportul înseamnă distracție, sportul înseamnă educație. Așa că sunt cea mai fericită când văd copiii fericiți, alergând, jucându-se și descoperind sportul ca pe un mod de viață. Asta fac și în momentul de față. Doar prin asemenea acțiuni consider că putem să punem bazele pentru a avea mai departe sport de mare performanță. De-a lungul anilor ai primit foarte multe trofee. Avem imagini de la două astfel de momente. Asta este de la Fundația Casa Campionilor, campion de legendă. Oh, alături da. De cine ești aici? Da, 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 da. Sunt de la Vina Miloșević și Simona Amânar, Monica Roșu, Laura Batea, Anișoara Cușmir, Doina Melinte. Da, este o poză făcută la Casa Campionilor în momentul când am primit trofeul campion de legendă. Președinte este Mariana Bitang, ea este sufletul Casei Campionilor și astăzi se întâmplă foarte multe acțiuni frumoase la Casa Campionilor, inclusiv proiectul de redresare a gimnasticii românești, Țară-Țară vrem campioane, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Gimnastică și sponsorul Petrom. Două fotografii de la același eveniment. Comitetul Olimpic Român. Aici am fost onorată să primesc colanul de aur. Ai primit colanul de aur, da. Colanul de aur, cea mai înaltă distincție pe care Comitetul Olimpic și Sportiv Român o acordă personalităților. Fac parte și eu acum dintre personalitățile care au primit colanul de aur din partea comitetului, alături de Nadia Comăneci și când spui Nadia Comăneci, spui totul. Așa că pentru mine Nadia este o personalitate superbă care face foarte multe lucruri pentru noi. Da, aici de asemenea este colanul de aur, înainte de mi-l pune la gât. Alături de președintele Comitetului Olimpic, fostul președinte al comitetului și membru CIO astăzi.
Și a venit momentul în care te-ai hotărât să-ți dai doctoratul. Da, este susținerea de doctorat la Academia de Educație Fizică și Sport. Așa cum spuneam, în momentul când m-am retras din activitatea sportivă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi continu studiile la nivel de master și de doctorat. Atât masterul cât și doctoratul l-am făcut la zi și am fost onorată ca în aula Facultății de Educație Fizică și Sport să fie peste 200 și ceva de hai să zicem, invitați, care au venit și au asistat la susținerea lucrării mele de doctorat și că la final am primit cel mai înalt calificativ. Am fost extrem de onorată, dar am și muncit, pentru că lucrarea mea de doctorat, vreau să zic că reflectă toată munca mea ca și sportiv. A fost o lucrare unde mi-am pus toate lunile sau săptămânile, lunile și anii de pregătire într-o lucrare științifică. Ți-am pregătit un set de fotografii pe care nu știu dacă le ai sau nu, în care ești alături de alți sportivi. Te rog frumos să ne spui despre cine este vorba și ce anume te leagă de oamenii în parte, de fiecare om în parte. Sunt aici alături de Andreea Răducan, sunt Monica Roșu și Lucian Bute. Suntem la o licitație, acolo unde fiecare dintre noi ne-am donat câte un obiect pentru un scop nobil. Facem și aceste lucruri pentru că societatea are nevoie de ajutorul nostru și cred că e cea mai mare satisfacție să vezi că din puținul tău poți să dai și altora pentru a alina puțină suferință. Și sunt oameni care pe mine m-au ajutat foarte tare în multe, să zicem, acțiuni și evenimente pe care le-am făcut în folosul comunității și le mulțumesc. Cu Laura. Da, aici suntem la Cotroceni. Mi-aduc aminte că am fost invitați de către președintele României la acel moment, Traian Băsescu, la o întâlnire de lucru la Cotroceni. Da, aici sunt alături de Laura Badea. De asemenea, o personalitate și un om deosebit. Alături de un domn, tot gimnast. Da. Aici sunt alături de Marius Iosnică de la gimnastică. Da. Ce a trecut timpul? Nici nu recunosc doamna pasele. Iolanda Balaș. Doamna Iolanda Balașete, da. Undeva la Comitetul Olimpic, la o ședință sau la... Sau la Federația Română. Sau la Federație, da. Aici, pentru că tot vorbeai mai devreme despre... Da, în 2005, imediat după ce m-am retras din activitatea sportivă. Da. Vorbeai despre Nadia. Aici sunt cu Nadia la un eveniment sportiv, da. Și acum câteva zile am sunat-o să vorbesc cu ea. Da. Și alături de trei domni din fotbal, pe care i-ai și premiat. Da, în 2012, mi-aduc aminte, la un eveniment pe care Ministerul Tineretului și Sportului, era Autoritatea Națională pentru Sport, condusă de colega mea, Carmen Tocală, la care a participat tot ce înseamnă sportul românesc și am fost onorată să premiez personalitățile de la fotbal. Aici îl văd pe domnul Anghel Iordănescu, pe Duca Dam, pe Belo Dedic. Da, amintiri. În 2014 ai devenit ministru al tineretului și sportului. Aici te puneai jurământul la Cotroceni. Da, am fost extrem de emoționată, recunosc, pentru că e o altă stare. Eu care, mă rog, nu sunt o fire foarte emotivă, poate pare emotivă, dar nu sunt o fire foarte emotivă. Da, a fost un moment extrem de interesant, ca în fața președintelui României să depui jurământul ca și ministrul tineretului și sportului. Ești mereu alături și de colegii sportivi din alte discipline, participi și la competiții cu scop caritabil, încurajezi sportivii mereu. Aici ești alături de lotul feminin de scrimă. Da, o mică atenție contează extrem de mult. Că îți pasă de munca lor, că îți pasă de efortul lor, că îi susțin drumul lor spre performanță. Și vă spun acum din experiența mea
Știți cum e, cu un cuvânt poți să ridici un om și poți să-l dărâmi. Și în momentul când cuvântul ăla este de a felicita și de a susține, este un lucru extraordinar. Încurajezi foarte mult tinerii. Aici ești alături de doi copii. Unul este chiar băiatul lui Mihai Covaliu. Da. Da, particip la foarte multe acțiuni de promovare în diferite sporturi și încerc să intru în atmosfera fiecărui sport, pentru că fiecare sport în parte are o specificitate, este diferit, au alte nevoi comparativ cu un alt sport, așa că da, încerc să fiu prezentă de fiecare dată în mijlocul sportivilor și să descoper acel sport. Ai alergat și la Wings for Run? Alerg, de câte ori, sau cât de mult. Din primăvară, de acum, din 2015. Da, alerg. Pentru că în momentul când și promovezi un anumit stil de viață, și mai precis un stil de viață sănătos, trebuie să te și implici. Și propriul exemplu contează foarte mult. Și atunci o să mă vedeți de fiecare dată la acțiunile de promovare, o să mă vedeți la foarte multe antrenamente aici în parcul Herăstrău, unde alerg alături de alți iubitori de mișcare. Și vreau să vă spun că e un lucru extrem de frumos să vezi că încep singur și la final sunt vreo 10-15 oameni în jurul tău alergând alături de tine. Ca la final să ne întindem mâna și să spunem ce cool a fost sau ce minunat a fost cele 30 de minute de mișcare în parc. Frumos! Tot din vara asta ai fost alături de Ivan Pațaichin la Tulcea, la Row Fest, la festivalul lui. Da, pentru că Ivan este un om extraordinar de frumos, atât pe din afară cât și pe dinăuntru, cu un suflet mare. Și ceea ce face Ivan astăzi pentru promovarea României și mai precis partea de promovare a Deltei Dunării, mie mi se pare un lucru extraordinar și consider că este și de datoria noastră să-l ajutăm în drumul lui minunat pe care îl face astăzi pentru România. Și dacă fiecare campion din România ar face acțiuni de promovare, fie a sportului sau de altă natură, cred că România ar arăta puțin altfel. Mi-ar place să văd personalitățile vieții publice din România, că se implică mai mult în acțiuni de promovare și să-și folosească notorietatea într-un mod mai dinamic. Asta este foarte recentă. Federația Română de Canotaj a împlinit. Vorbim aici de o poveste de 90 de ani. Da, 90 de ani. O poveste frumoasă pe care Federația Română de Canotaj a scris-o în istoria sportului românesc. Chiar le-am spus că această frumoasă poveste trebuie spusă mai departe de tânăra generație și să nu uite că pe umerii lor este o frumoasă poveste care nu trebuie să o încheie, ci trebuie să o continue prin performanțe și prin atitudinea lor. Și să-și dorească să fie peste generația care au adus atât de multe medalii. Numai de ei depinde. Ne mai despart foarte puține zile până la un moment important din viața ta, aniversarea zilei de naștere, așa cum spuneai mai devreme, împlinești 40 de ani, o vârstă frumoasă. E o tradiție ca în momentul în care de ziua ta ai tortul în față și sufli în lumânări să-ți pui o dorință. Ce-ți dorești, Gabi? Of, întrebare dificilă. Niciodată nu mi-am dorit mare lucru decât să fiu sănătoasă și să mă bucur în fiecare zi de lucruri frumoase. Nici mie nu vine să cred că au trecut atât de repede 40 de ani din viața mea. Consider că mai am foarte multe lucruri de făcut din acest moment și să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Că dacă suntem sănătoși, putem să facem lucruri frumoase. Niciodată nu mi-am dorit altceva decât sănătate și cred că cea mai frumoasă urare pe care poate să ți-o facă cineva este să fii sănătos. Asta îți dorim și noi, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu
tot ce-ți dorești. Mulțumesc. Asta este unul dintre darurile noastre, iar ăsta este al doilea. Setul de fotografii ți-l oferim. Ah, frumos. Mulțumesc. Da, pentru că acolo sunt foarte multe amintiri. Și-ți dorim mult, mult succes în tot ceea ce faci, să izbândești în tot ce ți-ai propus. Mulțumesc, dar știți cum e, avem nevoie de armonie, avem nevoie de liniște și avem nevoie să facem lucruri frumoase. Mulțumesc tare mult. La mulți ani, Gabi. Mulțumesc, m-ați emoționat. Da.